Fie cineva că un lucru este un prilej de păcătuire pentru altul. Feriți-vă, nu dați prilej diavolului, pentru că Domnul Iisus va cere socoteală. Dacă știți că lucrul acesta cu sărbătoarea aceasta a neamului păgânilor, pe care o sărbătoresc ei ca un obicei, noi nu vrem să dăm prilej diavolului, nici să facem pe alții să poticnească noi, să ne ferim de lucrurile acestea, să nu facem pe alții să păcătuiască. În tot ce știm că este bine, să facem după voia lui Dumnezeu. Domnul Iisus să vă binecuvânteze, feriți-vă de tot ce este rău. Ce crezi că pentru fratele tău este un prilej de poticnire? Ferește-te! Domnul să te binecuvânteze pe fiecare în parte din biserică. Amin. Fraților, dacă știți foarte bine că mulți se poticnesc în lucrul acesta, faptul că este un obicei, deci nu este ceva biblic, forma sau formula aceasta de Crăciun pe care formează oamenii, zicând că au făcut ceva de Crăciun sau o mâncare de Crăciun sau un porc de Crăciun, cuvântul acesta nu-i plăcut lui Dumnezeu. Noi nu facem pentru Crăciun nimica. Nu trebuie să pomenim ceva, sărbătorile de Crăciun sau altceva. Noi tot ce facem, facem ca pentru fiecare zi, ceea ce mâncăm în fiecare zi, ceva normal, dar nu pomenim cam și cum am face de Crăciun. Apoi, colinzi de Crăciun. La fel, aceste lucruri formate sau pregătite special pentru perioada de Crăciun, noi nu trebuie să primim aceste colinzi pe care oamenii le pregătesc sau le formează pentru Crăciun. Noi trebuie să dispară de la noi lucrul acesta, cuvântul acesta Crăciun, pentru care înseamnă un idol sau idolatrie, pentru care cei mai mulți oameni devin închinători acestui Crăciun. L-au format, l-au făcut, l-au pus prin magazine, l-au pus peste tot pe acest Crăciun, l-au făcut din plastic, din ce l-au făcut ei, s-au îmbrăcat ei în Crăciun, tot felul de lucrul acesta. Este o sărbătoare păgână pe care oamenii lumii o sărbătoare și pun mare preț pentru această sărbătoare. La noi trebuie să dispară cuvântul acesta și noi nu trebuie să pomenim ceva cam face ceva de Crăciun. Dumnezeu să ne ferească de aceste lucruri, că îl mâniem pe Dumnezeu și atunci Dumnezeu se supără pe noi. Noi tot ce facem, facem în numele Domnului Iisus Hristos și spre slava lui Dumnezeu. Iar dacă noi vrem să-L lăudăm pe Domnul fiecare zi sau altă dată cu aceleași cântări, nu special pentru Crăciun, asta înseamnă ca și când am face obiceiurile neamurilor. Când pune ceva de... Și de-aia vreau să vă spun lucrul acesta, nu mai faceți lucrul acesta, faptul să mai pomenim lucrurile care le fac păgânii de Crăciun, că le facem și noi. De la noi se dispară lucrul acesta. Iar colinzele pentru Crăciun, cinstindu-l pe Crăciun sau alte lucruri, Domnul nu-i plac, că noi să fim părtași la ele. Biblia spune să nu luăm parte deloc la lucrurile neroditoare ale întunericului, ci mai degrabă să le osândim. Așa spune Pavel Efesenilor. Deci dacă noi nu luăm parte ci le osândim, înseamnă că nu suntem de acord cu ele. Dar dacă suntem de acord cu ele și nu le osândim, am luat parte, ne-a făcut părtași păcatului și e posibil să vină mânia lui Dumnezeu peste noi, peste curte, peste familiile noastre. Dumnezeu să ne binecuvinteze, să ne întărească. Dacă cineva vrea să cânte o cântare de laudă,
slava lui Dumnezeu, că s-a născut Iisus în inimile noastre, într-o biserică, într-o inimă, slavă Domnului, ne bucurăm de nașterea Domnului Iisus. Numai nu avem o zi, nimeni poate să demonstreze că Iisus Hristos a născut în 25 decembrie, nu este o dovadă. E o părere și părerea aceea pe care a pus-o oamenii așa au rămas, ca și când ar fi de Crăciun sau din 25 decembrie sau vorbele astea care le fac și le spun oameni sau păgânii. Noi nu sărbătorim ca și când am fi sigur că este nașterea Domnului în 25 decembrie și acum unii ar spune, dacă sărbătoresc nașterea Domnului, ce să-mi sărbătoresc și nașterea mea? Să fac și eu, dacă fac din nașterea Domnului în tort, să fac prăjituri din nașterea Domnului, dar din nașterea mea, de ce să nu fac? Și prin felul acesta, oamenii au făcut niște obiceiuri care Domnul nu-i plac. Domnul niciodată n-a spus să-i sărbătorim ziua de naștere, pentru că niciodată nu și-a dat ziua de naștere nimănui când s-a născut ca omul să o sărbătorească. Și aceea care o sărbătorească nu știu când a fost ziua de naștere. Așa că este un obicei, o tradiție lumească pe care nu trebuie să ținem obiceiuri și tradiții. Asta înseamnă iubirea față de lume. Adică ce iubește lumea, iubim și noi. Și Epistola lui Ioan 2:15, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Adică trebuie să avem grijă, să nu iubim ce iubește lumea, noi să iubim ce iubește Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți, cu pacea Domnului Hristos. Amin.